Ce asta e fishing? Cu ce el se mănâncă? În fractură înțeleg că tu ești cu interesat de oferta lor. Poate fi momentul că ai câștigat 1 milion. Nu stai, olea, că cardul meu și cineva îmi fură banii. Da, dar copilul meu de 3 ani, pe fundal se aude soțul care spune, des vorbesc eu încă. De pe cardul dumneavoastră numai ce s-a realizat o tranzacție. Nu cumva ați achitat în Egipt sau unde, sau în Grecia, un produs oare? Strigați la un colaborator al băncii, dar cooperați cu un infractor. E dorința de a vinde cu orice preț produsul și acta, cumpărătorul el arde acum, e cald și e interesat. Acolo nu-i punct, acolo sunt multe puncte. Aha. Adică infractorii țintit, știu ce sumă. Cât sumă să iei. Da, că ei știu și deja depozitul s-o sumă pe azi. Datorită tehnologiei NFC, cineva avea un dispozitiv în geantă și mergea dintr-un cap în altul la culesă. Vine parolă, clientul nostru luăm în considerație că de grav vine milionul, transmite peste WhatsApp sau peste Viber parola de secure code. Dacă poți să ne dai detalii și cum putem să ne protejăm de acest lucru? Pe partea de carduri fizice simple, ce eu fac? Și ce recomand? Eu l-am citit, m-am prăpădit de râs, le-am arătat la colegi și prieteni și evident că asta e absurd. Posibil că era erudi undeva îndepărtat în Africa sau în Nigeria care chiar ți-au lăsat sumele astea ca moștenire. Nu intrați în acest joc, fiindcă asta e scrocherie. Să începi momentul. Avem nevoie de comision 150 de euro pentru primul notar. Ok, cum facem? P2P, ok. Eu deja am dat telecardul, ți-ai trebuit nou parolă. Te rog să-mi o scrii. Adică voi pentru fiecare soluție aveți istorie, eu să înțeleg. Da. Banii s-au pierdut, nu o să-mi restitui, îmi caut de treaba mea. Dar noi venim cu mesaj, vă rog, poliție, vă rog...